Copacii dintr-un parc din centrul orașului Constanța au fost îmbrăcați în haine groase de iarnă. Acțiunea caritabilă aparține Fundației Solidaritatea Culturală pentru România, care și-a propus să vină în sprijinul oamenilor fără adăpost, care sunt nevoiți să îndure frigul. Astfel, cei nevoiași își pot alege singuri articolele vestimentare de care au nevoie. Să punem pe stradă hăinuțe pentru oamenii străzi, oamenii care nu au adăpost, oamenii care nu au ce îmbrăca. Știu că aseară poliția Constanța a încercat să adune toți oamenii străzi să-i ducă într-un centru undeva pe Soveja. Și atunci noi, cei din această fundație, Solidaritatea Culturală pentru România, doamnele de aici, cu domnii din alte organizații, Femeia Schimbă Lumea, chiar și ALDE, ne-am alăturat, am făcut un grup și haide să facem acest lucru, să facem o faptă bună împreună. Sunt foarte multe hăinuțe, văd, și paltonaje. Da, sunt hăinuțe, în general sunt hăinuțe de iarnă și mesajul nostru a fost pus pe Facebook. Ne-am adresat cetățenilor din Constanța, constanțenilor să vină alături de noi să facem un lucru bun. Sunt tot hăinuțe și pentru copii, pentru că fiecare a venit cu câte ceva. Membrii fundației au făcut un apel pe Facebook, astfel că toți oamenii cu suflet mare au avut posibilitatea să vină în sprijinul celor nevoiași. În doar câteva zile s-au strâns de toate, geci groase, căciuli, mănuși și cizme. Trecătorii au fost plăcut impresionați de inițiativă. Extraordinară! Cum să spun, sugestia sau acțiunea dumneavoastră, pentru că am văzut și în alte orașe și ceea ce e bun trebuie să învățăm unul de la altul. Ați mai văzut până acum așa ceva în Constanța? În Constanța nu, dar am văzut la televizor. E o treabă excelentă, să știți. Spun așa, e super. E foarte frumoasă și care ajută oamenii străzii și oamenii care au nevoie de haine, mai ales în sezonul rece. Ați mai văzut până acum o asemenea inițiativă? La televizor, în Constanța nu. Este prima dată când văd. Acest tip de donație a pornit în Bulgaria și grație rețelelor de socializare s-a răspândit și în România.